grevă șoferii din transportul public și se va termina, iată, cu această grevă. Vedem ce spune Nicu Șordan. Avem o manifestare total irațională, pentru că chiar dacă oficial această hotărâre a fost comunicată în cursul zilei de azi, toată lumea știe că ea s-a pronunțat ieri. Să nu reiei lucrul în aceste condiții, riscând pierderea contractului de muncă, riscând condamnare penală, este o atitudine irațională, pe care, sincer, nu o înțeleg. Și pentru acest lucru am convocat azi la ora 12 la sediul primăriei municipiului București. I-am convocat pe șefii de autobaze și de depouri, 20 de persoane, care pe de o parte sunt membri în conducerea acestei instituții STB, pe de altă parte mulți dintre ei sunt membri de sindicat. I-am convocat pentru două motive. Unu, vreau să le transmit prin ei, angajaților STB, hotărârea noastră de a merge înainte în aplicarea legii, da, și a hotărârii judecătorești. Nu se pune problema ca noi, într-un stat de drept, să nu aplicăm o hotărâre judecătorească. Și doi, să înțeleg care sunt acele probleme care pot să fie rezolvate, pentru ca să câștigăm timp. Dar esențial este ca noi să respectăm legea în statul român. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, să-l transmit public prin intermediul dumneavoastră, cer Partidului Social Democrat să se pronunțe. Pentru că noi avem o grevă care paralizează Bucureștiul și afectează sute de mii de bucureșteni, organizată de un consilier general PSD. Da? Un om care și-a câștigat mandatul pe lista Partidului Social Democrat. Și atunci cer Partidului Social Democrat să se pronunțe pe una din două opțiuni. Fie susține această manifestație care paralizează orașul, fie retrage sprijinul politic domnului Petrariu, care a organizat această grevă. Atât am avut să vă spun, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. A fost o parte tehnică până la ora 7, când s-au întocmit toate acele acte de natură juridică, da? Și mai departe am avut o discuție cu conducerea STB, în care am trecut în revistă și istoria dialogului pe care dumnealor l-au avut cu sindicatul și pașii de urmat, pentru că fiecare din noi avem niște pași de urmat. O să vă comunice STB-ul ce face mai departe. A fost o idee, înțelegem, la un moment dat, ca șofer de la MEI sau MAPN să conducă mijloacele de transport ale STB în toată perioada asta pentru a asigura cumva transportul. Se ia în calcul o astfel de opțiune dacă va trena prea mult această situație? Eu sper că această situație să nu treneze prea mult, pentru că suntem într-un stat de drept, avem o hotărâre judecătorească și ea trebuie aplicată. Și dacă nu se va ajunge în acest punct, dacă astăzi nu vom avea un răspuns pozitiv după acea întâlnire de la 12? Bun, acea întâlnire de la ora 12 nu este în niciun fel o negociere. Este pe de o parte o informare din partea mea către activul STB că nu ne jucăm cu chestiunea asta. Da? Și vreau să fie foarte directă. Și pe de altă parte este o informare din partea dumnealor către mine pentru anumite probleme eventuale care există în STB.
Dar întâlnirea de la ora 12 nu schimbă cu nimic starea de fapt. Adică și tribunalul va continua greva până luni, inclusiv în weekend, nu au de gând să reia activitatea în această situație. Ce veți face? Ce plan aveți pentru a nu avea, iată, încă două zile la rând cu Bucureștiul paralizat? Asta este o întrebare pe o ipoteză, da? Pe care trebuie să o puneți domnului consilier general PSD Petrariu. Domnule primar,